Nu voi fi un vorbitor obișnuit pentru că am dreptul să fiu unul extraordinar. Este deviza pe care o am în toate programele de comunicare și în ședințele individuale. Dar pentru lucrul acesta este nevoie de multă atenție acordată informării, este nevoie de studiu, este nevoie de înțelegerea holistică a elementelor care determină blocajele în comunicare. Și pentru aceasta am nevoie de o diversitate de surse de informare, așa cum este, iată, cea pe care am primit-o astăzi în cutie și vreau să împărtășesc cu voi aceste cărți minunate pe care le voi studia în perioada următoare și dacă este de interes pentru voi, voi reveni cu aspecte esențiale din fiecare. Vă spun pe scurt titlurile: Știința influenței, cum să te inspiri pe tine însuți și pe alții pentru a atinge măreția lui Brian Tracy. Aici este cartea pentru care am și dat comanda, este o carte extraordinară a lui Florence Covălșin, Jocul vieții și cum să-mi joci. Am auzit varianta audio, am citit și varianta PDF, însă nu este nimic ca o carte pe care o ții, iată, în mână și simți toată această energie. Tot de la Florence Covălșin este și Calea magică a intuiției și de asemenea și Ușa secretă către succes. Tot în aceeași notă mergem către Trăiește fără frică, tehnici de autohipnoză și mi se pare fascinant ceea ce, iată, se întâmplă aici, mergând mai departe, știința motivației, strategii și tehnici pentru a transforma visurile în destin. Mergând așa punctual către, iată, către activitatea cea mai importantă pe care o desfășor, manual de vorbire în public, sunt aici câteva acțiuni concrete pe care le putem pune în aplicare imediat și despre care o să discutăm și în webinarul de pe 27 februarie, elimină blocajele în comunicare. În continuare a ceea ce am transmis mai devreme, iată, autohipnoză și tehnici subliminale și este foarte interesant, iată, subtitlul care ne transmite o colecție practică de instrumente pentru creșterea puterii personale pe care le puteți folosi oricând. De asemenea, mergem și mai departe, o carte pe care mi-am dorit-o de mai mult timp, Arhetipurile și cine ești tu. E foarte important să-ți identifici aspectele esențiale din tine, să te cunoști, să ți le asumi, să știi cine ești, ca să știi care sunt și instrumentele pe care le folosești. În perioada noiembrie-februarie am trecut prin cursul NLP Revolution alături de Horia Radu și de Marius Simion și mi-a plăcut foarte, foarte mult și a schimbat multe perspective și am lucrat mult cu subconștientul și am simțit să iau această carte, acest manual practic în care o să găsesc cu siguranță și câteva tehnici importante pe care le voi pune în programele mele. Mai departe, metode de activare a conștiinței și succesului în relație, atât cât de frumos se numește, sufletul pereche te cheamă și este nevoie de stare de conștiință și de prezență, stai drept într-o lume care se destramă și cât de important este să ai verticalitatea morală în această lume. Pentru susținerea efectivă a activităților mele de comunicare, avem cuvântul, este bagheta ta magică și de asemenea puterea cuvântului rostit, pentru că îmi doresc să aduc în sufletele cât mai multor femei această trăire, trăire conștientă cumva a puterii cuvântului și să fie folosit cuvântul într-adevăr cu sens și să fie susținere. Și ultima dintre aceste cărți este Legea lui Om, Ecologia relațiilor interumane și reguli ale negocierilor de succes. Iată, cam acestea au fost cărțile mele și așa cum vedeți, deja mie îmi place să am o abordare holistică asupra comunicării, să înțeleg de unde vin toate blocajele din comunicare, să-mi dau seama care sunt cele mai profunde aspecte, astfel încât să mergem acolo să rezolvăm, ca mai apoi, iată, comunicarea să poată fi făcută cu ușurință și nu doar să ne bazăm pe partea de tehnici și de instrumente de comunicare, pentru că degeaba avem tehnici și instrumente de comunicare dacă nu știm de unde vin blocajele. Este ca și cum ne-am îmbrăca cu haine diferite și noi am rămâne, iată, cu aceleași aspecte neplăcute poate pe corp sau, hai să fiu așa,
plastică este ca și cum noi nu ne-am curăța, iată, corpul și am schimbat hainele cu impresia că se va schimba aspectul dacă vom schimba doar hainele. Așa că nu este nevoie doar la suprafață să transformăm acele lucruri ce este nevoie din interior și pentru toate acestea, iată, avem instrumente multe, multe, multe și vă aștept pe 27 februarie de la orele 18:30 la webinarul Eliminăm blocajele în comunicare pentru a putea să vorbim cu ușurință și pentru a putea să transmitem toate lucrurile pe care le avem în interior cu mai multă și mai multă bucurie și v-am spus, dacă este ceva interesant pentru voi, îmi spuneți și revin cu recenzie de îndată ce termin cartea, pentru că cine mă cunoaște știe cât de mult îmi place să citesc și știe că toate aceste, iată, cărți m-au adus aici unde sunt și dorința mea de a împărtăși este foarte, foarte puternică, așa că dați-mi de veste și eu voi reveni cu informații.